Vinerea a început produs de Cluj un eveniment aflat la ediția nouă, dar pentru prima dată la Gherla, prin care organizatorii și-au propus să promoveze produsele și producătorii clujeni. În piața autogării s-au instalat tarabe cu produse alimentare, cu produse tradiționale de artizanat sau produse naturiste. Timp de trei zile pe știna din Gherla au urcat artiști prin ansambluri de dansuri și muzică populară. Au susținut recitatul extraordinar artiști precum Sava Negrean, Brudașcu, Marius Ciprian Pop, Valeria Codorean, Traian Ilia sau Angela Rusu vineri au urcat pe scenă ansamblul de dans și artiști de muzică populară. Sâmbătă între orele 12 și 13 a avut loc un spectacol de păpuși cu Teatrul Pac, Croitorașul cel Viteaz, în timp ce de la ora 15 s-a desfășurat un spectacol folcloric susținut de ansamblul Valea Someșului și Orchestra Lăutarii Ardeleni, iar de la ora 18 un spectacol susținut de ansamblul folcloric Someșul Apahida și interpreții Adelina Boita, Roxana Suciu, Georgiana Lobonț, Mariana Pop și Anailca Mureșan. Duminică de la ora 14 cei mici au participat la spectacolul de păpuși capra cu treiezi, în timp ce de la ora 13 s-a derulat festivalul muzicii de fanfară. Aflat la ediția a treia cu participarea fanfarelor Promenada din Câmpia Durzi, Fanfara din Foieni, Județul Satu Mare și Fanfara Municipală Gherla. Evenimentul a fost organizat de Asociația Produs de Cluj, Consiliul Județean Cluj și Primăria Municipului Gherla.